Bună seara și bine v-am regăsit. Invitații noștri din această seară sunt domnul Vasile Botnaru, director Radio Europa Liberă. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Igor Munteanu, director IDES Viitorul. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Ne-am adunat ca să mai vedem ce se întâmplă și ce ar trebui să înțelegem din ceea ce se întâmplă. Sunt câteva subiecte pe care sper să reușim să le discutăm astăzi. Este vorba despre demisia ministrului Justiției, Alexandru Tănase, care a plecat din funcție după ce în spațiu public a apărut o convorbire cu Vyacheslav Platon. Este vorba despre alegerile locale din 20 mai, dată stabilită deja de către CEC, și avem deja doi candidați anunțați pentru cursa electorală. De asemenea, mai avem câteva subiecte, inclusiv ceea ce se întâmplă în relația dintre Marea Britanie și Rusia, un subiect care îngrijorează pe toată lumea. Eu spun să le luăm în ordine și să vedem ce se întâmplă, ce credeți despre această înregistrare care a apărut în spațiu public. Bineînțeles că Alexandru Tănase nu a confirmat până acum că este vorba despre o înregistrare autentică, dar demisia sa probabil spune mai multe, da? Exact, asta e paradoxul, că pe de parte și domnul Candu îi ia apărarea și spune că nu s-a întâmplat mare lucru și singura chestie reprobabilă ar fi caracterul amical al discuției dintre un om de afaceri și un președinte al Curții Constituționale. N-a spus asta domnul Candu, dar a rostit, cred că de două sau de trei ori, că a vorbit amical domnul Tănase și asta cumva l-ar descalifica. Și asta e singura chestie reprobabilă sau chiar condamnabilă. Dar tocmai dacă nu există elemente condamnabile, reprobabile și mai departe, deci domnul Tănase s-a grăbit să facă chestia asta. Și presa care, mă rog, face fundal, a încercat să acrediteze demisii de onoare, sintagma asta, da? Dar nu se prea poartă demisii de onoare la noi, mai ales pentru un ministru care, amintiți-vă, a venit și a spus tot ce s-a făcut până la mine e nasol, o să mergem pe altă cale, da? Da, a avut o conferință de presă cu priorități, da, anunțate pentru cel care, ca și cum este responsabil de chestia asta, să duce bine mersi lângă Vlad Plahotniuc și nu se mai numește Vladimir Cebotar, dar se numește Vlad Cebotar. Ați văzut inscripția asta, da? Apare ca vicepreședinte. Mie mi s-a părut asta simptomatic. Prin urmare, nu cred că este doar o supărare sau doar, mă rog, un gest de plecare ofițerească. Probabil asta a fost un semnal destul de concludent din partea celor care sunt în jurul lui Platon, că mai sunt lucruri de dezvăluit. Și atunci, cred că, ca să, eu știu, să curmi din start, genul ăsta de evoluție s-a făcut chestia asta, dar... Dar este un pic, iertați-mă că întrerup, da, ceea ce nu este clar, de ce ar face Platon asta în condițiile în care el stă încarcerat într-o pușcărie, da, unde iar șef pe pușcărie este Alexandru Tănase, cu care el are o relație destul de bună, asta am văzut, bună. Mă rog, discută de amiciție, da? De ce ar face el asta? Ca să, și așa o duce prost acolo unde duce. Dar nu e împotriva lui Tănase asta. Tănase este interfața. A, dumneavoastră, dar, așa credeți? Păi sigur că Platon acționează împotriva celor care l-au condamnat, l-au pus în situația asta. Și el vrea să arate că, cum zice rusește, este parahamniță, că mai are muniție. E un punct de vedere. L-am invitat pe domnul Tănase la emisiune. Domnia sa a spus că se retrage din viața publică și nu acceptă nicio invitație, nu a acceptat să facă nici declarații. Domnule Munteanu. Este foarte interesant abordarea pe care ați preluat pentru această emisiune, pentru că îmi amintește oarecum de filmul Tăcerea Miilor, în care cele mai luminate minți încercau să explice ce stă în capul celor care oarecum operează din spate și sau elimină anumite victime inocente. Problema sau subiectul pe care îl abordăm acum, la începutul acestei emisiuni, îmi trezește niște sentimente foarte controversate. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus Alexandru, că aceste interceptări
telefonice reprezintă o ilegalitate și atunci când ele se extind, populează spațiul public, afectează orice fel de persoană care se expune, este de fapt o crimă cu premeditate, pentru că penetrează în viața privată a oamenilor, chiar dacă putem să luăm și celălalt capitol, că o persoană care intră în scenă e deja nu-și mai aparține doar sie, aparține publicului, aparține prin responsabilitățile pe care și-l asumă spațiul ăsta politic și atunci, evident, este, nu poate mai să expus, pretinde aceeași, da, eu știu, inviolabilitate ca și orice cetățean. Dar, pe de altă parte, cel care a comis acest act, și eu îl numesc ilegal, a avut mai multe tipuri de intenții. Să-l profileze pe Platon ca actor pozitiv cu care s-a vorbit și este clar din acea conversație că îl trăgea de limbă sau... Exact, dar și Alexandru Tănase a avut grijă ce spune și cum spune, asta e clar. Oameni exersați. Pe de altă parte, evident că ceea ce s-a întâmplat a fost o scuturătură puternică a guvernului, pentru că ministrul justiției, mai ales prin misiunea care și-a asumat-o Tănase, era o figură importantă a guvernului. Nu putem, și nimeni nu ar trebui să pretindă că nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat ceea ce înseamnă o schimbare a tacticilor de acum înainte, indiferent de cine face acest lucru, dar este clar că clasa politică este foarte vulnerabilă în momentul ăsta. Asemenea conversații au apărut și în trecut. Exact. Dacă vă aduceți aminte, anul 2013, în care o conversație dintre Vlad Filat și șeful inspectoratului fiscal, Vicol, arăta foarte clar că cineva transferă sau încearcă să influențeze deciziile unui serviciu public de colectare a impozitelor pentru ca să favorizeze anumite scheme sau anumite grupuri, să le dea răslăblenie, cum se spunea. Atunci nu s-au luat niciun fel de acțiuni de reprimare a autorilor. Acum, evident, se repetă și s-au repetat în mai multe rânduri. Deci noi suntem extrem de expuși, viața noastră privată, unor grupuri care au tehnică sofisticate, care își depășesc orice fel de limite, care au probabil capabilități chiar mai puternice decât serviciile speciale din Republica Moldova. Și în felul ăsta, eu cred că se creează un risc grav asupra felului în care funcționează instituțiile. Dincolo de asta, trebuie să vedem și cealaltă parte a paharului. Atunci când discuți asemenea subiecte cu atâta lejeritate despre faptul că cineva și-a împărțit băncile, cineva a intrat în sectorul bancar, fiind într-o exercițiu funcții și știind câtă gravitate există în asemenea afirmații, stai în poziția ta de judecător în Curtea Constituțională și nu te interesează că aceste cuvinte care s-au expus, să presupunem că este o conversație veritabilă, da? Pentru că putem presupune că și nu este, că nu ar fi veritabil. Și nu duci toate aceste informații la grupurile care investigează această crimă bancară. Eu cred că într-un fel devii complice. Așa se întâmplă. Doi, această conversație expune cât de profund demotivată este grupa sau grupul de investigații din procuratură și din CNA și din ceilalți. Pentru că au trecut 3 ani de zile, iar noi stăm pe loc. Opinia publică nu este informată despre progresele care s-au înregistrat între timp. Vine a doilea crol care ne trezește iarăși cu o sinteză scurtă, care nu vorbește decât despre Șor. Iar Șor face, după cum vedem, campanie socială cu magazine, cu rețele prin toată Republica Moldova și mai nou vrea să devină și candidat pentru alegerile locale din primăria municipiului Chișinău. Am înțeles că a negat deja acest lucru. Deja a fost o dezmințire după care iarăși s-a răzgândit. Adică nu este clar deocamdată. Probabil. Această conversație este ca un fel de hârtie de turnesol asupra putreziciunilor din sistemul politic din Republica Moldova. Și cât n-am nega dacă este adevărată sau nu este adevărată, faptul că s-a comis acest lucru arată că instituțiile sunt paralizate de frică, de impotență și de anumite factori decizionali care le mânuiesc. Următoarea întrebare, după ce a apărut această înregistrare, a fost ce a făcut procuratura? Pentru că, în mod normal, țin minte că în astfel de situații se autosesizează și deschide un dosar pentru investigație, așa? De ce crimă? Domnule Botnaru, în momentul în care în spațiu public apar astfel de informații, dar pe caz, cum spun ei, nu pe o persoană sau împotriva cuiva ar trebui. Pe cazul publicării discuții sau pe ce caz?
sau pe cazul descris de Platon. Pe faptul interceptării. Exact. Pe faptul interceptării este una, dar pe ceea ce a spus Platon acolo, legat de acțiunile la bănci și așa mai departe, implicarea în furtul miliardului, este un caz răsunător. Ar trebui ca ei să probabil ne anunțe. Procurorii vor spune că noi am înregistrat, am pus la dosar, noi mergem înainte. Dar ar trebui să ne anunțe acest lucru. Asemenea informație pentru opinia mea este prea șubredă, este prea puțină. Lorena, eu vreau, uite, pornind la ce a spus domnul Munteanu, să bobinăm un pic înapoi, să ajungem la Pădurea Domnească. Nu seamănă oare cu Pădurea Domnească când maică nu s-a tras la sorți să vedem pe cine îl băgăm la pușcării, cine îl facem responsabil? Sau toată lumea ca și cum participă la o vânătoare ilegală într-un domeniu protejat, da? Și crema vânătorilor demnitari, dincolo de faptul că ei nu trebuie să adune împreună, exact cum spune domnul Munteanu, în prima clipă când este sunat un demnitar de asemenea rang, da? Da, de un vechi amic, dar începe a discuta prudent, dar discută despre asta tradus cam în felul următor: hai băi, ce te prost ești, tu nu înțelegi cum s-a făcut chestia asta. Și domnul Tănase spune: da, lasă-mă că eu nu mă pricep în mașinării bancare. De asta îi spune, înțelegând foarte bine că asta... Întrebarea este: de ce a demisionat Tănase? Dar tocmai despre asta îți spun eu, că în spațiu public a apărut o chestie ca Pădurea Domnească. Că ei, băieții între dânșii, știu foarte bine cum s-a mișcat, unde s-a mișcat. Dar în spațiu public, la televizor spun așa: nu avem probe, 90% din oamenii care luau bani sunt onești. Domnule Botnar, da? Tănase inițial a avut o reacție, da, explicând că se cunoaște cu domnul Platon, au fost împreună deputați, nu vede nimic extraordinar. A doua zi și anunță demisia. Ce s-a întâmplat? Motivația pe care a anunțat-o Tănase este că nu vrea să devină o țintă electorală. Deci asta este citat ad literam. Probabil că prin asta trebuie să înțelegem că partidul care l-a acceptat în rândurile sale în Consiliul Guvernului, în componența Guvernului, a conchis că faptele pe care le-a discutat între ei doi amici mai vechi pot să expună întregul guvern și întreaga garnitură guvernamentală în fața unor alegeri parlamentare. Deci s-au gândit în primul rând la interesul lor politic electoral, nu s-au gândit la faptele care au fost discutate între cei doi. Asta, într-un fel, creează o anumită optică dublă. Deci ce te interesează interesul public pentru ca să ajungi la realizarea și investigarea faptelor, sau te interesează poziția ta egoistă de actor politic pentru ca să te protejezi, ca nu cumva să te infecteze prin influența nefastă un ministru care pleacă. Deci asta este, până la urmă, o alegere etică. Adică lui Tănase i s-a spus că trebuie să plece. Sigur. Deci necesitatea politică cred că l-a făcut pe Alexandru Tănase să-și dea demisia sau să îi se ceară demisia, pentru că vedeți, între prima lui afirmație că pleacă, că nu, faptele nu sunt atât de grave, și decizia de a pleca a durat o zi. Mai este o chestie care putem să o deducem, să o tălmăcim. Imaginați-vă în momentul când Platon îi spune Sașa, cum îi spunea, tu întreabă-l pe șeful tău, ca și cum, pe Vlad. De ce umbli tu cu fofărlica? Pe Vladic, iertați-mă. Da. Și atunci când domnul Tănase nu combate această ipoteză vehement, da? Și după asta, la partid, probabil puteau să-l întrebe: dar de ce tu n-ai negat? De ce tu nu ai polemizat cu... Adică tu ai acceptat versiunea lui Platon... Dacă îmi permiteți, eu aș vrea să vin însă cu un disclaimer. Toată discuția noastră probabil că este interesantă, pentru alții nu este interesantă, dar trebuie să spunem felul următor. Ne-ați provocat la o discuție, dar nu ca să discutăm persoane. Sigur, noi discutăm, absolut. Noi discutăm un anumit exercițiu de alocare sau de distribuire a puterii în guvern și felul în care un ministru a luat decizia de a pleca din acest guvern. Exact. Deci nu e vorba de soarta, destinul unor persoane. Asta e altceva. Respectiv, nu ar trebui să se facă speculații că noi ne-am permis să discutăm unul. Nu, noi discutăm despre ministrul justiției care a demisionat după ce o conversație a ajuns în spațiu public. Exact. Lorena, nu un ministru oarecare. Tocmai am pornit de la punctul că dânsul a promis
reforme mult mai profunde și mai pe placul europenilor, da? În special, ce a spus el? Pe placul moldovenilor, domnul Budnare, nu pe placul Nu, europenilor. în cazul dat Pentru era că vorba. aceste reforme, până la urmă, nu se De fac pentru acord, Bruxelles, se domnul fac Munteanu, pentru dar în sens pe placul, integritatea justiției din pentru Republica ca să Moldova. obțină bani, în sensul ăsta. Adică, ca în sfârșit să deschidă robinetul european, în sensul ăsta. Bine, de ce Iertați-mi, l-ar nu fi m-am exprimat. sacrificat pe Nu, Tănase? dați-mi voi să termin teza. Și, de acord, pe placul moldovenilor sau utile moldovenilor, dar pe placul, între ghilimele, ca să deschidă robinetul. Tocmai, amintiți-vă, Tănase spune așa, dăm la o parte construcția și conceptul acelei legi prin care se complicau mult relațiile cu europenii, despre legalizarea capitalului, etc., despre ONG-uri, da? Decriminalizarea Da, decriminalizare. ofenselor. Și tocmai ministrul ăsta este plecat sau este forțat să plece. Pe mine asta mă deranjează, că în momentul în care Tănase promite că va recupera un domeniu extrem de important, definitoriu, ca un Și hârtie atunci de mă întreb turnesol, altceva. se Domnule întâmplă chestia Bonnau, mă asta. întreb altceva după ce spuneți asta. Cine a dat publicității această conversație? Pentru că înseamnă că pe Tănase l-au vrut plecat. Așa spuneți? Sigur că da. Tocmai Deci pentru au că. creat această problemă ca să plece Tănase? Nu, haideți să facem în felul următor. Cred că n-ar fi bine să ne blocăm la acest subiect. O să vedem probabil peste câteva săptămâni sau luni de zile cum s-au așezat lucrurile și care au fost motivele reale acestui fapt, care eu aș putea să-l compar cu lebădă neagră. Este așa un fenomen în științele politice, Black Swan. Atunci când nimeni nu prezice un anumit eveniment, el se întâmplă și răstoarnă practic agenda politică. Nu s-a răsturnat toată agenda, dar a fost o scuturătură zdravănă a guvernului Filip. Eu îmi cer scuze, doar o frază ca să fiu de acord cu domnul Igor Munteanu, că noi de asta noi ne-am înțeles când am venit, nu ne batem aici la Da, dumneavoastră, Doamne ferește, nu. Sper da. că a înțeles toată lumea Da. gluma. Noi vorbim despre faptul că atunci când guvernarea este construită pe aranjamente, aceste aranjamente se pot deturna foarte lesne. Atunci când guvernarea e ca mersul trenurilor, știi că dacă scrie în orar că la ora 7 va fi la Strășeni trenul, tu l-aștepți la ora 7. Dar dacă e construit așa, că poate la 7, dar poate la 8, dar funcție de ce o să vrea fochistul și mașinistul, dar și pasagerii vor vota, dar poate vor merge. Și iată, tocmai asta se întâmplă atunci când nu este pe față, instituționalizat, cu decizii transparente, cu dezbateri. Da. Dacă e făcut din culise, atunci oricând poate să fie buturuga mică. Acum, următoarea întrebare la care aș vrea să ne oprim puțin este faptul că Alexandru Tănase a anunțat că renunță la viața publică. Se retrage din această funcție și, în general, nu mai vrea să apară în spațiu public și în politică cu atât mai mult. Asta mi s-a părut chiar mai mult decât, și așa este, mai mult decât o simplă demisie dintr-o funcție. Cred că în stare de afect a declarat chestia asta, pentru că Adică. în conjunctura de astăzi, da, dânsul poate ilehamite să mai vadă manipulările astea, dar s-ar putea să existe o situație mai normală în care dânsul, cu experiența dânsului, să fie Deci, never say solicitat. never. Da. Da. Victoria Iftodi este cea care ia locul, este, cum a spus liderul democraților, candidatul nostru la funcție, de parcă ar fi mai mulți candidați, de mai multe persoane ar putea să aspire la această funcție. Probabil s-a referit la faptul că nu va fi ușor ca să fie semnat decretul până la urmă și. Nu, cred că asta este preocuparea liderului democraților. Cred că mecanismul care deja s-a rodat și este Am fost un pic ironică. suprauzat, Da. ca să zic, atunci când Igor Dodon este ferit într-o parte ca și căldare de la ușă, eu cred că nu trebuie să mai punem asemenea întrebări. Orice candidat care vine din partea democraților va fi numit cu necesitate în această funcție pentru că cere logica Prin politică. aceeași metodă. Absolut. Cu alte cuvinte, în curând, Igor Dodon, care încă nu a spus nimic despre Iftodi, absolut nu l-am văzut pronunțându-se, dar a semnat demisia, într-adevăr, a lui Tănase, a fost de acord, a semnat decretul, dar nu a spus nimic despre Victoria Iftodi.
Da, dar fiți de acord, el ca un vânător să dea, zice, ăsta e la 11-lea pe care l-am eu, l-am acceptat în demisie, da. Cu atâta mândrie. Să nu uităm că ei cumva au fost colegi. Victoria Iftode a fost ministru al justiției în guvernul comunist Tarlev. Acum este în guvernul democrat Filip. Cum trebuie să vedem acest lucru? E o problemă, nu? Păi da, cum să zic, elitele politice din Republica Moldova nu sunt atât de numeroase, oamenii pot să se reîntâlnească în diverse garnituri. Eu nu văd aici o problemă de castitate morală, mă rog, pentru Igor Dodon. Va semna asta pentru că va fi impus de mecanismul constituțional pe care domnul Tănă, mă rog, Curtea Constituțională l-a instalat. Da. Acum întrebam dacă e o problemă că a fost cândva ministru comunist. Asta e un atu, Lorena, pentru că... De ce? Și arată de legacy, arată de fapt rădăcinile acestei guvernări. Nomenclatura care are rădăcini într-un trecut mai recent sau mai îndepărtat, deci a trecut foarte multe chestii. Și ei între ei știu cum se comportă un anumit demnitar într-o anumită situație mai delicată, când nu trebuie să-i spui de trei ori că ar fi bine să fac într-un fel sau în alt fel, da? Când se înțeleg din priviri cum trebuie să promoveze o concepție anumită, da? Și tocmai în sensul ăsta, că dacă îl pui pe unul tânăr cu școală proaspătă la americani, Dumnezeu știe ce face el, da? Și de asta... oamenii care au trecut prin mai multe guvernări au avut un comportament mai mult sau mai puțin previzibil, omogen, da? Ei sunt foarte prețioși. Da. Dar nu ar trebui să judecăm după aparență, să vedem ce va face. Da, și să nu uităm ce a spus domnul Munteanu, rădăcinile, că haideți să vedem câți dintre cei care sunt acum la guvernare au mai fost, câți sunt din garnitura veche și vom vedea că, de fapt, mare treabă nu s-a schimbat. Luăm publicitate, ne întoarcem după aceea să discutăm despre alegerile locale și despre candidații anunțați. Publicitate. Da, mergem mai departe și comentăm ceea ce se întâmplă la Chișinău pe scena politică a capitalei, ca să spunem așa. În primul rând, CEC a decis alegeri 20 mai la Chișinău și la Bălți. Deja la Chișinău avem anunțați doi candidați, Andrei Năstase și Valeriu Munteanu. Haideți să luăm pe rând în ordinea în care s-au anunțat. Andrei Năstase este primul candidat, platforma DA. Domnia sa ne-a rugat să nu mai spunem PPDA, dar să spunem platforma DA mai bine. A fost o mișcare bună, spuneți, din partea platformei, ca să anunțe acest candidat înainte de a ajunge la o înțelegere cu PAS și înainte chiar de a se anunța data alegerilor. Din punctul de vedere al tacticilor de vizibilitate, sigur că cât mai devreme încep, cu atât mai devreme ai motive formale să ții discursuri, să lansezi mesaje, dar altceva că într-un parteneriat de durată pe care îl anunțau ei, sigur că ar fi fost mai logic să-i vedem coordonați cumva. Da? Dar dumneavoastră l-ați văzut pe Năstase și la dumneavoastră și la alte apariții, dânsul spune dacă se poate. Da? Noi pierdem timpul, da? Și asta e motivația. Da, din păcate n-am văzut-o și pe Maia Sandu comentând toate aceste declarații. Eu sper să reușim să stăm de vorbă cu ea. Laconic, a zis eu nu de ce nu. Eu am văzut ce a spus Maia Sandu. Da. Nu știu ce spune la asta, că se degversează prea mult, că totuși a fost informat PAS-ul că DAU-ul vine cu un candidat, înseamnă că, hai, decideți ce faceți. Nu știau cine anume este, dar cred că se putea presupune. Două aproceuri diferite în aceeași tabără și tocmai arată și caracterul acestor persoane, dar și abordarea formațiunilor. Da? Și, mă rog, dar incompatibilități dintre astea au mai fost, vor mai fi. Și tocmai din aceste două elemente, până la urmă, se va constitui o poziție.
în viitorul Ideea e că, Parlament. Dacă ne amintim, sunt voci care spun că dacă Maia Sandu n-ar fi fost candidatul comun, în turul 2 puteau să fie Marian Lupu și cu Igor Dodon. Sigur că este greu să spunem dacă este așa sau nu, dar este posibil. La câte investiții a făcut Partidul Democrat în cercetarea opiniei publice, e cu greu mi-aș închipui ca Marian Lupu să fie avut un scor foarte bun în alegerile din prezidențiale. Eu cred că s-a luat o decizie care s-a luat atunci, cred că a fost bună pentru că a tras, a construit și cristalizat un volum important de voturi, care a arătat foarte clar că jumătate din electoratul care s-a prezentat la urne a avut în vedere o altă opțiune decât cea rusofilă, pro-Kremlin. Și în acest moment eu cred că trebuie să vedem această competiție pentru cele două municipii importante, Bălți și Chișinău, ca o investiție într-un proiect mai mare, în care toată lumea își pune speranță, cel puțin atribuirea unei funcții de schimbare a sistemului pentru opoziție democratică, este o funcție care ar putea să primenească și să întărească un pic spectrul democratic de Republica Moldova. Noi știm cum exercită puterea Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, cum își împart teritoriile între ei, și am vrea probabil să vedem și alte poziții și alți actori care să construiască proiecte politice, să le ducă până la capăt, în beneficiul cetățeanului. Peste tot trebuie să spunem și trebuie să afirmăm acest lucru. Alegerile cred că le-au găsit descoperiți și nepregătiți pe foarte mulți actori, inclusiv pe cei ai putere. Exact. Pentru că decizia lui Dorin Chiotacă, într-un fel, a dezgolit o problemă pe care o avea Partidul Democrat, nu avea construcția pregătită. Aparent, ei au capacitatea de a se replia rapid, au și resurse și probabil că încearcă să profite la maximum de faptul că Chișinău oarecum este ocupat sau este reocupat de structuri loiale. Să vedem ce se va întâmpla. Nu avem candidatul final al socialiștilor, și nu am văzut încă pe deplin... Dar se prezumă că va fi o întrebare, nu? Se aude, dar nu se știe. Am înțeles că la sfârșitul săptămânii vom afla cine este, dar... Mai vreau să spun o frază. Dar ce am... Da. Chișinău, în general, e un teren foarte interesant și o provocare enormă pentru formațiunile politice. În ce sens? Că, iată, Partidul Democrat se simte foarte confortabil în zone unde poate să ducă niște artiști, să facă un meeting și să cucerească teritoriul ăsta așa, ca o hordă nomadă, dar e foarte dificil pentru Partidul Democrat Chișinău, pentru că e eterogen, este imprevizibil. Adică cum tu ești dita mai partid de guvernământ, ții controlul în Parlament și tu nu ai candidat la Chișinău, da? Da, pentru că, haideți să ne uităm cu cum vedem Partidul Democrat în sondaje, păi, ce aderență are la populația, deci, din Moldova. Iarăși, dacă tu ești foarte bun, tu trebuie să fii bun și la Chișinău. Păi asta este următoarea mea întrebare, domnule Botnaru. Mi-a luat întrebarea din gură. Întrebarea era, acesta este motivul pentru care Vlad Plahotniuc a ieșit și a declarat foarte clar, Partidul Democrat nu va avea un candidat pentru primăria capitalei, dar va sprijini un candidat unic de dreapta. Vlad Plahotniuc a arătat de mai multe ori că face o acțiune care are partea vizibilă și partea invizibilă. Oare el nu s-a așteptat la răspunsul lui Adrian Năstase? Țineți mărul otrăvit în buzunarul tău? Da? Adică nu e exclus că cei care i-au construit această tactică au contat pe refuz, ca după aia să spună, ca de obicei, voi nu vă puteți înțelege, atunci noi avem toată libertatea să acționăm cum știm noi mai bine, ca să salvăm democrația, să nu-l lăsăm pe Dodon să intre peste Chișinău, etc. Dar modul în care, de exemplu, a spus că i-a desenat practic ținta lui Dodon pe frunte. Și adică ei ori să aibă un candidat, asta spuneți, sau ce înseamnă? Ei... Sau o sprijinim Maia Sandu la primărie, nu Maia Sandu, că, dar să luăm exemplu prezidențialilor, da? Așa cum au sprijinit-o pe Maia Sandu în campania pentru prezidențiale, tot așa vor sprijini o Maia Sandu la primărie, înțeleg, da? Ei vor... În ghilimele, că e clar cum au sprijinit-o. Ei vor avea libertatea să dea
bili negri celor care îi încurcă și bili albi celor care îi ajută și îi reprezintă. Domnule Munteanu. Probabil vor merge pe această opțiune a candidatului independent, tehnocrat, manager. Silvia Radu? Evident. Și evident vor încerca să slăbească, probabil în primul tur, pozițiile socialiștilor. Pentru asta probabil că îl vor prefera din plin pe Cioban, pentru că este un candidat mai slab față de alte candidați ai socialiștilor și în acest fel, într-un fel, să echilibreze scorurile și să investească din plin în perpetuarea controlului, așa cum este el acum, asupra municipiului. Încercând în același timp să arunce o lansetă foarte interesantă în mediul partidelor veritabil democratice, veritabil europene, pentru ca să-i ciocnească între ei, să găsească un mod de a deconstrui planurile de mobilizare pentru alegerile parlamentare din toamnă. Candidat slab, Cioban. De ce ar apărea socialiștii cu un candidat slab, cum spuneți dumneavoastră, Cioban? De ce așa? De ce candidat slab? Domnul Cioban este știut pentru vehemența cu care discută și cu acești vehemență care reprezintă de fapt o calitate de a displace publicului. Și din mai multe puncte de vedere, el are priză la un anumit tip de electorat, dar nu are altă priză sau priză mai bună la un electorat mai moderat. Din acest punct de vedere, candidatul lui nu ar atrage atâtea voturi la care s-ar fi așteptat în alte condiții Partidul Socialiștilor, un partid destul de mare și s-a construit, mai ales în ultimele alegeri, și a loializat un bazin important de voturi, inclusiv în Chișinău. Acum, de ce ar trebui să meargă cu un candidat mai slab? Pentru ca să favorizeze eventual jocurile democraților. Și revenim, de foarte multe ori, socialiștii n-au luat strategia care ar fi fost cea mai avantajoasă, dar au luat o strategie medie pentru ca să se ferească de loviturile democraților. Jocurile de putere din Republica Moldova, un stat slab, cu tradiții democratice slabe, este foarte curios uneori. Și probabil că această testare a alegerilor mari, a alegerilor parlamentare, pe modelul municipiului Chișinău, va arăta de fapt cum se poziționează actorii acestui scrutin. În apariția lui Plahotniuc atunci, după mine, cel mai important a fost totuși acel ușor șantaj pe care l-a sonorizat foarte clar. Atunci Plahotniuc a spus, ne întâlnim după parlamentare și oricum va trebui să stăm împreună în aceeași barcă. Pentru că, zice, acum criticați-mă, continuați să dați shooter în mine, dar nu uitați că după ce trecem vadul, noi acolo o să fim împreună. Nu o să aveți de ales. De fapt, ăsta e mesajul principal. Haideți acum să încercăm, dar el știe că nu o să tolereze unii pe alții și propunerea dânsului. Zice, iată, hai acum să ne împăcăm dacă vreți să fie mai simplu după aia. Pentru că Montechi și cu Capuleti vor trebui oricum să adune în biserică și să cunune copiii în viitorul parlament. Asta e mesajul lui Plahotniuc. Foarte complicat, pentru că, așa cum a spus domnul Bodnaru, este o parte pe care o vedem cu toții în mesajul liderului democratic și o parte pe care o intuim. Așa dar se face managementul politic. O intuim pentru că am mai văzut în trecut ce s-a întâmplat și avem exemplul alegerilor prezidențiale când am văzut foarte clar ce sprijin a primit Maia Sandu, deși sprijinul era declarat. Cealaltă parte a invizibilă la care noi nu atragem foarte multă atenție, cel puțin în această discuție, este cifra publică. Exact, exact. Acest public nemulțumit, frustrat de politicieni mincinoși, de instituții care nu funcționează, exact. El vrea un alt fel de vot. Din păcate nu putem să-i oferim asemenea vot, pentru că campania nu va fi despre alegeri administrative, așa cum de obicei alegerile locale trebuie să fie. Nu vor fi despre tehnologii noi de a face trotuare, despre posibilități de a colecta mai mulți bani. Că sunt, dacă te uiți în jurul Văii Morilor, sunt asemenea castele cum nici în capitalele europene nu găsești. Marea lor majoritate niciodată nu au plătit taxe. Atunci, evident că există bazine foarte mari de resurse care nu sunt colectate și de asta bugetul este atât de sărac în municipiul Chișinău. Despre asta nu discutăm. Și păcat, primarul, indiferent cum va arăta el sau ea,
Va avea doar un an de zile de mandat. Respectiv, poate să facă mult rău, pentru că va fi, s-ar putea să fie conectat la o construcție politică. Și va avea puține șanse să facă bine. Asta e o problemă foarte mare pentru felul în care arată Chișinău. Mai este o chestiune care trebuie să o luăm în calcul. După zborul frânta lui Dorin Chirtoacă, este foarte dificil, în general, să scoți în față raționamente politice ideologice. Pentru că mulți chișinăuieni îi iertau lui Dorin Chirtoacă. Borți, miros, nu știu ce, nepriceperea între ghilimele, da? Doar ca să fie un mediu românesc, să fie un mediu favorabil pentru cauza națională, etc., etc. Acum, când Dorin Chirtoacă a ajuns, din păcate, în stația Terminus cu aceste valori destul de compromise, pentru că nu poți, de exemplu, cu cauza națională, da, să obții efecte benefice, trotuare și așa mai departe. Și atunci, iată, factorul ăsta va complica foarte mult formulele democraților, în special. Eu aici un pic o să vă contrazic, domnul Bătoară, deși nu ne-am înțeles înainte de asta. Nu cred că valorile sunt compromise. Sunt compromise politicienii care nu le instrumentează sau care de nu le aplică în mod corespunzător. Păi asta e exact ca și cu orientarea europeană. Deci cei care au furat, au furat cu flamura europeană, dar în capetele oamenilor de multe ori se face confuzie. Lăsați-o dracului cu Uniunea Europeană, pentru că asta înseamnă furăciune. Tocmai noi, rolul nostru este asta, să alegem grâu din eghen. Eu vreau, voiam să vă dau un exemplu. Echitate poate fi rostit de oricine dintre noi, dar echitate atunci când este exprimată de un miliardar, sună altfel. Pentru că echitate în terminologia lui înseamnă total altceva. Deci sunt valori în care ele nu s-au pierdut, ele nu au fost într-un fel erodate, politicienii nu au reușit să le aplice în practica sau praxisul politic din cariera lor. Să ne întoarcem acum la relația PAS platforma, da, pentru că este una extrem de importantă. Ceea ce am văzut la prezidențiale a fost o premieră pentru Republica Moldova. S-a văzut foarte clar că până atunci nici un partid n-a acceptat să facă așa ceva, ceea ce a făcut platforma. Da, haideți să recunoaștem că a fost un gest de sacrificiu, cum spune și domnul Năstase, pentru că în sondaje ulterior a căzut. Acum, cele două formațiuni, credeți că până la urmă se vor sprijini sau, mă refer la scrutinul pentru locale acum, sau vom avea încă un candidat de la PAS? Dar ei n-au de ales, Lorena, pentru că adică, dacă se omoară reciproc, nimeni nu va câștiga. Deci ei vor cădea ambii, dar n-au de ales și poate e foarte bine că, mai devreme am spus, e foarte bine că un om cu temperamentul lui Năstase va fi în tandem cu, eu știu, prudența și calculul Maiei Sandu. La urma urmei, nici nu trebuie să scoată în față exact detalii, amănunte, cum să înțelegi și ce fac acolo în interior. Contează în fapt atunci când va veni momentul Era PAS. Va sprijini candidatura lui Năstase? Atât. Asta era întrebarea. Asta eu nu m-aș apuca să pariez, dar după mine, în condițiile în care deja Năstase și-a anunțat candidatura, acum e foarte greu să spui nu ne place sau mergem cu candidatul nostru sau sondajul a arătat altceva. Sunt partide mici ca talie, ca resursă și respectiv trebuie să joace inteligent. Nu își pot permite să irosească resursele, puținele pe care le au. Respectiv, cred că vom ajunge să vedem un anumit concert între mai multe formațiuni europene sau veritabile europene. Eu încerc să mă feresc de terminul de dreapta, pentru că dreapta și stânga sunt total convenționale și adeseori sunt aplicate necorespunzător. Pentru ca să-și atingă obiectivele, trebuie să colaboreze, trebuie să aibă încredere, trebuie să aibă un fel de dream, un vis de a face o schimbare pe care o așteaptă cetățenii. Acum, două luni jumătate în urmă, 50% din cetățeni nu aveau niciun fel de preferință, adică erau deconectați la procesul politic. S-a început galopant,
o regrupare a indecișilor și acești indeciși au început să aibă preferințe mai clare. Respectiv, nici măcar partidele cu foarte multe resurse nu vor putea să-i capteze pe toți. Vor conta foarte mult ideile proaspete, noi, ideile combustia de încredere, de speranță, de, eu știu, de proiect politic care va atrage cei ce au rămas în afara carosabilului. Apropo de terminologie, și trebuie să fiu de acord cu domnul Munteanu, da, măcar că nu ne-am înțeles, cel mai de dreapta partid care este? Al socialiștilor, Lorena. Pentru că ei sunt naționaliști notori, ei sunt moldoveniști, ei luptă pentru statul ăsta și din perspectiva asta cei mai de dreapta. Cei mai de stânga în momentul ăsta cine sunt? Democrații, pentru că ei anunță tot felul de chestiuni populiste, kilometri de drumuri, grijă de bătrâni, stadion și nu știu Arena ce. Arena Chișinău. Da. Din cauza asta, sunt de acord că nu trebuie să o luăm cu stânga și dreapta, trebuie să o luăm exact pe promisiuni, inclusiv Arena. Și noi... Arena Chișinău, într-un an, un proiect despre care presa a scris că a fost furat de la francezi. Asta mă rog, e... acolo era desenul animat și greșeala lui Cando a fost că a încercat să îl apere Oleg Cristal. Greșeala lui a fost că n-a spus foarte clar: noi am preluat filmul ăsta ca să înțelegeți voi, proștilor, cum arată o arenă modernă. Dar nu era partea proiectului, nu era o proprietate intelectuală. Bine, deja, asta e deja altă dar istorie, pe mine trebuiau să o... mă deranjează în chestiunea asta și noi am discutat la Europa Liberă cu domnul Munteanu. Acolo cum anunță domnul Candu? Că e un proiect național și se va vota în Parlament și eventual naționalizarea pământului, schimbarea destinației la hectare. Ups! Un proiect național trebuie cel puțin discutat măcar public în Parlament cu partidele opoziției. Dar dânsul spune: noi acum suntem în faza în care să convingem colegii noștri din partid. Nici măcar în partid nu au ajuns la numitor comun. Da, și e greu de convins acolo. Acest proiect, care deja chipurile el se realizează și avem în buget niște bani alocați, ne trezim peste noapte că, de fapt, nimeni nu și-a dat acordul. Trebuie să ne grăbim, pentru că aș vrea tare mult să reușim să discutăm și celelalte subiecte. Vreau că domnul Munteanu a vrut să mă contrazic. Nu a vrut să mă contrazic. Am spus că au mai fost mai mari zile sau, mă rog, persoane care au tot instalat tot felul de mingi și au rămas mingile sparte în jurul... Sau s-au plimbat cu tractorul pe stadion. Da, pe stadion și a rămas stadionul demolat. Să vedem. Da. Acum, Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal, o surpriză, nu, de așteptat, era... Cred că este încercarea liberalilor de a întineri oferta politică, de a o împrospăta și, evident, să vedem ce se întâmplă după primul tur. Pentru că, până la urmă, eu știu, judecata de economică a partidelor va îndemna acest partid să voteze cu alți candidați, dacă nu va trece mai departe. Eu mai curând o văd ca o testare a lui Munteanu pentru viitoarea poziție de lider a partidului. Deci lui se dă ocazia, acum să arate în toată splendoarea, dacă, păi da, mai devreme sau mai târziu, va trebui să facă o schimbare la vârf și atunci... Credeți că Munteanu este... Da, de ce n-ar fi? Pentru că tot timpul s-a vehiculat numele lui Chirtoacă. Poate fi Munteanu, nu zic, dar... Dar Dorin Chirtoacă, după ce a sfârșit-o, din păcate, în modul în care s-a terminat cu această condamnare latentă și neterminată, el, din păcate, este vulnerabil. Are o vulnerabilitate și din cauza asta, da, probabil liberalii se gândesc poate să o... Dacă se uităm după acest criteriu, cam n-ar trebui să avem guvern. Da. Pentru exact că fiecare cu vulnerabilitatea lui. Exact. Da, da, când unii sunt pe cal, vulnerabilitățile lor, mă rog, nu sunt bă. Este clar, însă, că pentru liberal, participarea este principală, importantă. Acum să vedem ce scor va avea Valeriu Munteanu, pentru că în funcție de asta se va vedea următorul pas. Va deveni lider al partidului? Se vor investi speranțe în el sau va rămâne? Tocmai am văzut că Dorin Chirtoacă ar vrea să candideze la parlamentare, așa că totuși el se vede în politică și nu are de gând să renunțe la cariera politică. Deci nu îl urmează pe Alexandru Tănase, da? Nu pleacă din viața publică. Nu pleacă din viața publică, corect. Acum, respingerea solicitării de organizare a referendumului privind anularea votului mixt, o respingere
O decizie a Comisiei Electorale Centrale care a nemulțumit societatea civilă. Ce s-a întâmplat? Cine și de ce se teme totuși de acest referendum, dacă într-adevăr se teme? Am încercat să mai discutăm subiectul și pe alte formate. Înțeleg că a apărut și un apel la societatea civilă. Problema este serioasă pentru că, am spus, CECU manifestă poziții politice, se acoperă cu argumente care pot fi interpretabile. Faptul că, de exemplu, nu permite unui grup de activiști sociali să testeze aprobarea sau dezaprobarea publică față de sistemul electoral mixt arată frica ca anumite jocuri care s-au făcut între timp legislativ fără o consultare suficientă din partea cu populația, ceea ce a însemnat, de fapt, una din criticile importante ale Comisiei de la Veneția, arată că CECU s-a poziționat oarecum foarte neconstructiv și încalcă, într-un fel, dreptul cetățenilor de a organiza un referendum legislativ. În același timp, vedem că grupul de acțiune a doua oară a încercat să promoveze această inițiativă. Ar fi trebuit să fie ascultați cu mai multă atenție și ar fi trebuit într-un fel să ia în considerație că reacțiile la acest grup de activiști sociali vor fi urmărite și de actorii externi. Ei vor găsi, vor descoperi în această reacție a autorităților o limitare, o interpretare restrictivă a dreptului cetățenilor de a supune referendumului orice chestiune de importanță națională. Ai și tu o precizare care ți-a venit. Mie mi-a venit o precizare de la colega mea Valentina Ursu, care i-a cerut un interviu lui Mihai Ghimpo la Europa Liberă, unde dânsul spune explicit că liderul partidului va fi Dorin Chirtoacă și poate chiar în acesta. Eu nu am această precizare, dar eu vă spun din ceea ce am auzit tot timpul și de asta m-a surprins. Da. Poate că dumneavoastră știți altceva. Eu știu altceva pentru că Mihai Ghimpo s-ar putea să fie contrazis din interiorul partidului. Și da. De asta, dar, oricum rămâne să vedem cine va fi liderul Partidului Liberal. Deja este o chestiune asta e drobul de sare. Mai îndepărtat. Acum, sau e pielea ursului nevânat. În continuare ideii domnului Munteanu despre acest grup. Asta seamănă foarte mult cu stropșala domnului Dodon, care zice, eu vă interzic vouă să vă gândiți la unire. Mai ales după ce sunt atâtea curente, mă rog, poate regizate, dar poate nu regizate. Deci oamenilor nu poți să le interzici să gândească chiar în detrimentul lor. Și în felul ăsta, acum puterea care interzice acestui grup să pornească, cum? Să adune semnături, pentru că până la rezultatele referendumului care lungă, nici măcar asta nu le dă voie. Deci nu e vorba de frică, dar este vorba de un model de ăsta semi-totalitar în care, repet, oamenilor se spune, noi am să vă zicem din înălțimea gândirii noastre de juriști ce aveți voi dreptul și ce nu aveți voi drept. Uh-huh. O societate democrată, din potrivă, trebuie să spună, așa cum domnul Candu foarte clar spune, noi suntem la guvernare, o să vedem la sfârșit cine râde mai bine. Păi tocmai, într-o competiție democratică, voi cei de la guvernare avantajat foarte mult de tot ce aveți, lăsați-mă pe ăștia să vă contrazică printr-un referendum, printr-o gândire critică. Da, ceea ce am văzut este că o știre publicată de colegii de la Agora, că brokerii vamali intră în grevă și nu mai completează nicio declarație vamală, pentru că protestează împotriva unei circulare semnate de șeful serviciului vamal, în care brokerii sunt atenționați că orice greșeală trebuie sesizată în mod obligatoriu organului de cercetare a fraudelor vamale și analizată ca o contravenție administrativă, iar ei spun că poate fi vorba despre o virgulă, despre un punct, nu știu ce, și de mâine anunță această măsură de protest. Dar trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem să discutăm despre tensiunile dintre Marea Britanie și Rusia. Publicitate.
Continuăm discuția, suntem în ultima parte a emisiunii și vreau să vorbim un pic despre tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie, care se agravează, pe zi ce trece, lucrurile se precipită, conflictul este din ce în ce mai mare. Ce se întâmplă? Până unde se va ajunge? Marea Britanie are la activul ultimilor ani mai multe istorii în care spioni ruși au fost asasinați pe teritoriul țării lor. Respectiv, deja devine un fenomen sistematic și acest lucru, evident, trezește o reacție politică foarte dură, pentru că Marea Britanie consideră că dacă se detașează de Uniunea Europeană prin Brexit, va încerca să-și consolideze oricum pozițiile prin alianță cu Statele Unite. Respectiv, acum se simte afectată de incursiunile spionilor ruși și de rețelelor de inteligență din partea Federației Ruse. Ați observat însă că s-a făcut referință sau s-a făcut conexiunea cu cazul Litvinenko de acum mai mulți ani în urmă. Și se arată foarte clar că această activizare a rețelilor care fac rău, ucid oameni pe teritoriul altor state, a devenit un fel de stil de guvernare a statului rus, iar ceea ce spunea Theresa May, că toate indiciile arată înspre statul rus, care este singurul stat care putea să producă asemenea substanță toxică, mai ales pe baza declarațiilor unui chimist care se află acum în Statele Unite, arată că se galvanizează o sumă critică de nemulțumiri față de statul rus. A fost și o declarație a Germaniei, Franței, Marii Britanii, Statelor Unite, o comună sau univocă de condamnare. Și ce spune această condamnare de la ONU? Că statul rus, Federația Rusă, încearcă din răsputeri să dizolve ordinea internațională. Așa ceva nu s-a mai spus de foarte mult timp. Deportarea celor 23 de diplomați ruși din Marea Britanie arată, este cea mai gravă reacție a statului englez, a statului britanic, față de diplomația rusă de după sfârșitul războiului. Și evident că nu mergem spre o detensionare. Noi mergem spre o reasamblare a unor poziții comune care, din nou, probabil se vor asocia cu noi sancțiuni, cu limitări. Și cel mai grav, probabil, în toată chestiunea asta pentru ruși, este că statul britanic va încerca să schimbe statutul jurisdicțiilor offshore, care se află și pe teritoriul lor. Acest lucru va lovi din plin interesele magnaților ruși și interesele lor sunt clar legate și de rețelele de inteligență din Federația Rusă. Adrian Candu s-a oferit să acorde sprijinul, tot sprijinul necesar. La ce sprijin s-a oferit? Asta e un gest de solidarizare cu britanicii, pentru că într-o așa situație când americanii s-au solidarizat cu britanicii, Adrian Candu spune că și noi suntem cu voi. Deci folosește această ocazie ca să câștigi niște puncte suplimentare. Să amintești de tine. Da. E, asta da. Dar vreau să mă întorc la răspunsul rușilor. Putin, plimbându-se prin seara aia agricolă, când a fost prins de corespondentul BBC, se pare, cum el a spus, zice, noi aici ne ocupăm de agricultură, dar voi lămuriți-vă acolo la voi. Da. Și mai mulți au repetat teza asta, spunând de fapt ce? Că, păi, voi nu vă puteți apăra teritoriul vostru, ci tot îmblați voi. Și, de fapt, pe asta mizează și discursul de la Consiliul de Securitate, că nu ne-ați prins, nu aveți nas să ne acuzați. Pentru că eșafodajul construit de Theresa May, care spune, noi ținem minte de toate acțiunile astea și toată istoria asta a omorurilor, de la Trotsky încoace, da? Și cu chestiile astea perversă. Dar rușii spun, dar nu ne-ați prins, dar dați-ne probe, sau cum s-a spus, noi de fapt am lichidat arma chimică, dar americanii nu, etc., etc. Dar din păcate, iată, gândiți-vă chiar la denumirea acestui navicioc. Deci navicioc seamănă cu pervacioc, prima
primul rachiu scos, da, sau ăla de la distilare. Deci da, naviciocul, adică cinismul ăsta prin care numești o chestiune diabolică, o numești cu un diminutiv așa, a, uite, ceva nou, ușor după Zarin, Zaman și tot ce s-a folosit în primul război mondial. Din păcate, iată, gândirea asta trebuie să ne înspăimânte, pentru că chestiunea asta nu poate fi ruptă din contextul conferinței de presă a lui Putin, în care ce a demonstrat el lumii. Exact. Deci niște arme moderne, nu de apărare, dar ofensive. Deci el spune, fraților, degeaba voi vă construiți toate chestiunile astea, pentru că eu apăs butonul și vine o rachetă la Florida, da? Deci, din păcate, gândirea asta se întoarce spre vremurile cu Hrușciov și cu papucul bătut în tribuna ONU și asta e bilanțul, sau poate, Doamne ferește, începutul unui război mult mai fierbinte decât cel rece. Asta este temerea multor. Atunci când ne uităm cum se precipită lucrurile și cum evoluează toată această situație, la discursul premierului britanic, care a spus foarte clar că ori rușii au atacat Marea Britanie, ori au scăpat de sub control aceste arme toxice, chimice, cum să le spunem. Și în ambele cazuri se manifestă o neîncredere funcțională față de actuala conducere a Federației Rusă. Ceea ce pune în felul următor problema. Nu va fi niciun fel de relaxare a regimului de sancțiuni internaționale. 1. 2. Nu va fi niciun fel de cooperare pe subiectul strategic cu Federația Rusă în timp apropiat. 3. Noi ne lunicăm rapid spre o politică de constrângere. O politică care, într-un fel, joacă ca un fel de predicție creativă din sociologie, ca să zic așa. Pentru că spui că suntem dușmani, noi devenim dușmani. Cam așa se Rusia rezumă. Este deja supusă sancțiunilor de către Uniunea Europeană pentru ce se întâmplă în Ucraina și au fost prelungite de curând. Dar sunt poliții care nu sunt încă plătite. De exemplu, pentru faptul că s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane. Exact. Nu s-au plătit poliții. Dar cât de eficiente sunt aceste sancțiuni, că nu se întâmplă nimic? Lorena, s-au făcut aluzii în discursul din Parlament la niște mijloace destul de eficiente. Proprietățile, da? Iată, legea proaspătă a britanicilor care le permite să înghețe niște averi dacă proprietarul nu poate dovedi proveniența unei este acestora. Este un mijloc foarte eficient, dar tocmai cu această ocazie s-aud voci că Marea Britanie, ori de câte ori, niște activiști ruși încercau să se asigure că, iată, în Marea Britanie se luptă pe bune cu tot felul de magnați ruși care fură banii publici la Moscova și îi aduc în Marea Britanie, Marea Britanie era cumva mai îngăduitoare. Și în sensul ăsta, la Andromatul moldovenesc, mititel așa cum a fost, sau furtul miliardului, din păcate, a avut o finalitate, nu la Chișinău, dar într-adevăr undeva în afară. Exact. Și mecanismele perfecte ale occidentalilor, inclusiv ale britanicilor, ar fi putut să ajute și moldovenii, și picandul ar fi putut ajuta să oprească la vreme la Andromatul sau furtul miliardului. Dacă și-ar fi dorit acest lucru. Acum, ceasul al 12-lea vor fi acum nebuiți. Să nu credeți că subiectul nu ne interesează, suntem în țară plămic și mai departe. Noi facem parte dintr-o constelație internațională. Republica Moldova este parte dintr-un agregator mai mare de interese și respectiv de acum înainte se va pune și altfel problema în față de conexiunile pe care anumiți politicieni le au cu latifundiarii ruși, cu cei cu care pot mișca ușor datorită conexiunilor cu rețelele de inteligență rus, capitalurile. Uh-huh, uh-huh. Și cred că într-un fel se vor schimba și accentele. Acest lucru cu siguranță ne va afecta. Republica Moldova trebuie privită și sub aspectul vulnerabilităților sale. Băncile la care făcea trimitere domnul Bădunaru arată foarte clar că deja nu se va tolera niciun fel de management așa cum a fost în trecut. Accentele vor fi puse astfel încât politicienii cu conexiuni legate de mafia rusească, de
polițienii ruși nu vor fi primiți în, să zicem, în alte capitale. Deci cred că se va întări măsurile de igienizare a spațiului politic. Da, trebuie să mai facem o precizare că pe lângă spionii ruși care au fost vizați direct, au avut de suferit și cetățeni britanici. Da, Gardianul și... care i-a găsit. Exact, cadavrele. Cel care s-a aflat în spital în stare foarte gravă. Primul care a depistat cele... America a spus că nu există, de fapt, tratament după acest atac chimic. Cetățenii de acolo... Exact, că ți-au intrat în contact cu... Suștile, hainele, exact. De fapt, ei s-ar putea suferi în continuare. Da. Și în sensul ăsta, Theresa May, într-adevăr, a spus că este un atac asupra Marii Britanii. Cetățenilor care are loc pe teritoriul Marii Britanii. Sigur că vom vedea cum vor evolua lucrurile, însă este un lucru absolut îngrijorător. Chiar voiam să întreb foarte repede pentru să explicăm celor de acasă ce înseamnă încheierea relațiilor diplomatice și expulzarea celor 23 de diplomați ruși de pe teritoriul Marii Britanii. Este cea mai gravă sancțiune pentru corpul diplomatic și arată foarte clar o degradare directă a relațiilor politice dintre două țări, lipsă de încredere și lipsă de mecanisme amiabile de rezolvare a unor diferențe. După asemenea sancțiune, ca să zic, următorul pas este închiderea ambasadei. Și acest lucru vorbește foarte clar de fundul de sac în care ajung relațiile dintre Marea Britanie, care este un stat extrem de influent politic și economic, și Federația Rusă. Da. În continuare, deci, la ce ne așteptăm în continuare? Păi noi ne așteptăm la o anumită, ca să zic așa, scăderea precipitațiilor, că tot plouă și plouă și se întărește, eu știu, lipsa de vizibilitate, ceața. Atâta timp cât liderii ruși vor crede sau cred că pot să scuture ordinea decadentă a Occidentului prin plusări, prin ridicarea mizei, prin amenințări cu arma, prin extindere a instrumentelor hibrid, atâta timp Occidentul nu se va simți în siguranță. Toate mișcările astea de trupe în jurul Rusiei nu se fac din considerații estetice, ci pentru că Occidentul se simte amenințat de această mișcare spre agresiune. Dar Occidentul totuși pune speranță în mecanismele existente de reglementare sau de aplanare acestor incidente descrise tocmai în proceduri. Doar cu ce s-a terminat discuția la Consiliul de Securitate? Totuși să meargă împreună, de mână, la o terță parte care este abilitată să examineze exact probele, procedurile astea, cine verifică sau nu, și sigur, ping-pongul ăsta foarte dur din Consiliul de Securitate a arătat că s-a ajuns la o incandescență intolerabilă, dar există șansa totuși ca procedurile să fie puse în aplicare, astfel încât într-adevăr să verifice dacă are origine din Rusia și după asta, dacă se va proba că vine din Rusia, pe lanțul ăsta să verifice cum de-a fost posibil ca să ajungă în Marea Britanie. Vedeți că s-a mai întâmplat un lucru și trebuie să ne referim, deși nu avem mult timp, înțeleg, schimbarea secretarului de stat în Statele Unite, la Departamentul de Stat și respectiv această mișcare, schimbarea lui Rex Tillerman cu Mark Pompeo, înseamnă de asemenea o schimbare fundamentală, pentru că pleacă un secretar de stat care a ajuns într-un fel să aibă conflict directe cu președintele american, cu Casa Albă, și vine cineva care are mult mai multă încredere, joacă în echipă și în același timp este cunoscut pentru pozițiile sale extrem de dure față de doctrina Gerasimov. Doctrina Gerasimov, pentru cei care ne ascultă, este de fapt fundamentarea războiului hibrid în teoria militară rusă și are niște poziții extrem de dure față de încercarea Federației Ruse de a-și extinde pozițiile de influență în Europa Centrală și de Est. Sunt și alte subiecte importante pe Orientul Mijlociu, dar în ceea ce ne privește, nouul secretar de stat va pune un accent foarte mare pe întărirea capabilităților de luptă și de apărare a Ucrainei și ne va viza, evident, prin consecință, pentru că toate statele vulnerabile trebuie să se întărească pentru ca să reziste unor viitoare valori de presiune. Și asta în timp ce Putin se duce la Sevastopol și spune
cetățeni, voi ați obținut prin democrație veritabilă intrarea Crimeei în componența Federației Ruse. Da. Da, mulțumim foarte mult pentru participare. Vă mai așteptăm cu mare drag. Dar avem în față o campanie electorală, așa că subiecte vor fi. Nu știu dacă vom reuși să le discutăm pe toate, cu siguranță vor fi. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne vedem joia viitoare. O săptămână liniștită vă doresc.